marile religii ale lumii, omul, civilizația umană, începe în Orient. Într-un triunghi care se spune în aceste cărți sfinte, în toate cărțile sfinte, că a fost lăsat de Dumnezeu pentru a da viață omului, astăzi omul nu face decât să producă distrugere, să ia viața. În Orient apare ideea toleranței. Apare chiar odată cu cea mai nouă dintre religii, islamul. Și pentru prima dată când islamul cucerește cu forța armelor prin Salahuddin Ierusalimul, în momentul acela introduce și acea libertate religioasă pentru toate cultele. Un fapt unic în istorie. Salahuddin, probabil cel mai mare conducător al lumii islamului, este dintr-un popor care astăzi este cel mai vitregit, chiar de către coreligionari, și anume era curd Salahuddin. Este, dacă vreți, o repetare a istoriei pământului din care provin acești oameni. Dădători de viață, creatori de cultură, în timp ce o Europa se zbătea în negura secolelor întunecate, în timp ce uitaseră tot ceea ce antichitatea inventase, toată civilizația aceea fantastică, e bine, lumea Orientului o menținea și o dezvolta. Între timp, au trecut ani, Europa s-a impus prin cucerire, s-a impus printr-o anumită civilizație ce este considerată ca făcând parte din timpul în care trăim, iar Orientul a rămas undeva nu numai departe ca și civilizație, cel puțin așa considerăm noi, dar este și aducător de distrugere. Vedem ce se întâmplă într-un pământ care este la ora actuală numai foc, moarte și terorism mai nou. Vedem cum civilizațiile mari, străvechi, astăzi sunt considerate ca și zone complet neguvernabile, ca și zone care nu produc decât teroare la nivelul întregului pământ. E bine, ca să analizăm în profunzime, trebuie să stăm un pic, să cumpănim, să citim mult și să lăsăm toate părțile să vorbească. Este ceea ce a făcut invitatul meu, ceea ce face invitatul meu de mulți ani, de peste 15 ani, a editat și prima revistă română dedicată zonei Orientului, chiar așa se numea, revista editată de Mihai Antonescu, pe care îl salut. Bună seara, Mihai! Bună seara! Se numea revista Orient. Da, era o revistă bilingvă de cultură și opinie arabă. Mihai îmi spunea în aceste zile, pentru că de mult vreau să fac cu el această emisiune despre ceea ce se întâmplă acolo în zona Irak, Siria, ba chiar și zona kurdă și poate mai departe Iran și alte țări din zonă, îmi spunea el însuși că nu înțelege ceea ce se întâmplă. Și totuși, hai să încercăm să descifrăm un pic ce se întâmplă cu acest creator de civilizație, care a fost și cred că încă mai este Orientul, și în același timp acest creator de distrugere, care, iată, vedem că este astăzi Orientul. Da, adică să vorbesc despre lucruri pe care nu le înțeleg, ca la barele televiziuni de știri. Da. Am înțeles. Cam așa. Spuneam că nu înțeleg ce se întâmplă în Irak în momentul de față. Nu înțeleg pentru că sunt toate opiniile exprimate, sunt foarte sentențioase, dar foarte generale. Noi tindem să simplificăm lucrurile, să bagatelizăm și să reducem totul la câteva dimensiuni familiare nouă. Noi, europenii, putem percepe un conflict între două părți. Biologic. Noi înțelegem un război între două părți, între două tabere. Deci dacă eu mă lupt cu tine, noi nu putem decât avea aliați, aliații mei fiind dușmanii tăi și aliații tăi fiind dușmanii mei. În tradiția orientală, în tradiția Orientului Mijlociu, mă rog, nu-mi place termenul Orientul Mijlociu, că e o denumire colonială, Orientului apropiat, există conflictele astea multipartite.
greu de înțeles de către, de către noi prin natura noastră biologică. Iarăși se vorbește despre un conflict interconfesional. Da, celebrul conflict sunit și it. Asta e o treabă pe care o tot aud de la războiul din Liban încoace. Nu există, nu a fost război, ăsta nu a fost religios. Războiul din Liban nu a fost religios. Vorbim despre șiiți și suniți. În Liban, jumătate din populație este creștină și jumătate este musulmană. Jumătatea creștină este împărțită între catolici. Există și un sfânt patron al Libanului, Sfântul Maron, religia maronită. Există religia lazaristă, dusă de misionarii francezi. Există culte protestante și neoprotestante. Musulmanii din Liban sunt la rândul lor șiiți, suniți, druzi. Religia druză este specifică Libanului. Jumailiți, alauiți. Acolo sunt foarte multe grupuri religioase. Acolo care... a existat practic primul stat creștin din lume în zonă, statul asirian, care la ora actuală mai este reprezentat, mai sunt vreo, nu știu, vreo 3.000, 5.000 de... Stat creștin... Da, un stat creștin, chiar înainte Armeniei. Da. Da, adică sunt rădăcini multiconfesionale, da, sigur, sunt fiecare... Dar este... Acolo există nu o armonie, dar există o toleranță de facto. Oamenii se tolerează pentru că trăiesc în același biotop. Libanul e o țară mică, Libanul are vreo 10.000 de kilometri pătrați. E o fâșie pe coastă, are vreo 200 și ceva de kilometri nord-sud și vreo 50 de kilometri est-vest. Are 5 orașe. Da. Acolo nu a fost vorba de un conflict interconfesional, a fost vorba de un conflict politic. Conflictul din Irak, s-a vorbit foarte mult despre religiile din Irak. Irakul este un stat predominant șiit. Șiiții sunt urmașii, adepții lui Ali. Ginerele profetului, Calif Rashidun. State șiite, Iran e un stat șiit, e statul șiit în proporție de 90-95%. Bahreinul este un stat șiit și Irakul este cel mai semnificativ stat arab cu majoritate șiită. Adică majoritatea, Irakul este musulman undeva la 90%, există și minorități creștine și majoritatea este șiită. Nu este o majoritate atât de covârșitoare pe cât se vorbea prin propaganda imperialistă americană pe vremea odiosului Saddam Hussein, pentru că acolo se vorbește o minoritate sunită care conduce. Minoritatea nu era neglijabilă, pentru că acolo există și o minoritate curdă, toți curzii din lume sunt suniți. Bine, sunt și creștini care sunt musulmani, că sunt mulți curzi creștini. Da, majoritatea curzilor este musulman șiită, pentru că toate națiile astea sunită. Toate națiile oprimate găsesc în religie un factor de coeziune. Palestinienii sunt suniți, practicanți. Curzii sunt suniți, practicanți. Așa cum sunt la noi, moții, maramureșenii, moroșenii sunt ortodoxi într-o arie în care nu există mult ortodoxism. Mă rog, da. Sunt enclave care se creează prin natura lucrurilor. Dar revenind la Irak, acolo nu a fost un conflict interconfesional. Războiul dintre Iran și Irak nu a fost interconfesional, a fost politic. A fost politic, a fost un stat. Totuși, în Iran, inițial, am avut un conflict venit pe linie religioasă. Nu a fost preluarea puterii de către Ayatollah de la fostul Shah. Într-un stat eminamente șiit, a existat o revoluție islamică în 1979. Da. O revoluție islamică populară, dorită de popor. Emanciparea promovată de Reza Pahlavi Amer n-a fost foarte populară. Da. Și atunci da. Foarte mulți intelectuali, foarte mulți tineri au mers spre linia tradiționalist-religioasă. Și a existat o revoluție care a instaurat un stat religios, care biserica e legată de statul, mă rog, ca România, că și România Boru e legat de stat, da. Un stat condus religios de un Ayatollah, de Khomeini.
Ulterior a existat o apropiere de Uniunea Sovietică. Statele Unite au încercat să creeze un pol de putere opus în arie și atunci au sprijinit revoluția lui Saddam Hussein. Da, un regim militarist, un regim militarist, condus de un talentat om de arme care a fost Saddam Hussein. Mișcarea a mai fost interesantă într-un motiv, pentru că Siria și Irakul unite ar fi creat o putere. Siria și Irakul, de fapt, sunt aceeași națiune. Este deosebire de Iran, care sunt persani. Sunt persani. Bine, arabii nu sunt toți. Da, și spuneai tu că este Irakul cea mai importantă națiune arabă. Cea mai importantă națiune arabă. Arabă, nu. Deci ăștia sunt comunități șiite importante, persani, mai sunt și Siria e neglijabilă. În Liban există o comunitate șiită importantă, în Bahrain și în Yemen. În Yemen sunt undeva 30-30 ceva la sută. Oare nu cumva pui tu punctul pe ei aici? Pentru că spui că această comunitate, această comuniune Irak-Siria ar duce la crearea unei superforțe în zonă. Ori tocmai asta este sigla pe care o folosesc ei, statul islamic, Irak și Levant sau Irak și Siria. A existat conceptul Siriei istorice. Odată cu căderea Imperiului Otoman după primul război mondial, a existat un proiect foarte serios de uniune între cele două țări. Siria, chiar propus de englezi, prin Lawrence, celebrul Siria Lawrence istorică, Siria istorică ocupă un teritoriu vast. Înseamnă Israelul de astăzi, Libanul, teritoriile palestiniene. Și a fost cumva ca o contrapondere creat la Imperiul Otoman, A fost o reunificare, plus că Imperiul Arab a fost condus istoric întotdeauna din Siria sau din Irak. Deci a existat, Imperiul Arab a fost condus întotdeauna din aceste mari metropole. Da. Deci au fost abasizii care au creat Bagdadul, al-Mansur, cu califii perioadei de glorie al-Mustansir, Harun al-Rashid. Și a existat dinastia Omeyadă de la Damasc. Țările astea au aceeași populație, oamenii sunt la fel. Noi când spunem arab e foarte ciudat, pentru că arab este un termen generic. Populația arabă din ziua de astăzi e obținută prin arabizare, prin cucerirea din vremurile profetice prin extinderea Imperiului Arab ulterior. Dar arabii nu sunt toți la fel. Da, categoric. Adică există populațiile din Orientul Apropiat care sunt continuatorii civilizațiilor străvechi. Sunt cele mai vechi așezări locuite din lume. Damasc e cea mai veche capitală locuită permanent în ultimii 6.000 de ani. Derizor, Palmira, spuneți vechi, orașele mari din Bagdad, din Irak, Irakul nu are multe orașe. Bagdad e așezat în apropiere de Babilon, Mosul e așezat în apropiere de Ninive. Acolo apare, nu, și civilizația sumeriană, cea mai veche civilizație. Acolo a apărut, în Siria a apărut alfabetul, la Ugarit. Da, Ugarit. La Liban, la Biblos, acolo sunt siturile feniciene importante, Amrit. Vine și titlul cărții, Biblia, de la Biblos, da. Da. De asta spun, adică totuși există o zonă în permanență creatoare de spirit. Și în general, un spirit care la origine a fost poate cea mai tolerantă dintre formele de exprimare. Să nu uităm că în scrierile profetului apar profeții celorlalte confesiuni, sunt respectați atât Moise cât și Iisus. Da, dar Islamul este un continuator. Islamul are mai multe cărți. Toate cărțile sfinte ale religiilor monoteiste fac parte din cărțile sfintele Islamului. Da, se spune că este o completare, practic. Asta a fost intenția lui Dumnezeu, a lui Allah. Da, ultimul profet a adus ultima carte. Trimisul lui Allah, că el este trimis, nu este numai... Da, cărți sfinte sunt și Taura, da. Tora și Zabul, Psalmii lui Daud, Psalmii lui David. Da. Și Injil, Evanghelia sunt. E o carte sfântă în... Bun, deci... Toți profeții sunt comuni. Cum se ajunge de la această formă? Plus, am dat exemplu în deschidere de atitudinea lui Salahuddin, cum îi spun ei, da? Care, după acea cruciadă sângeroasă prin care europenii cuceriseră și masacraseră toată populația non-creștină din Ierusalim,
În momentul cuceririi de către Salahuddin se permite și creștinilor și evreilor să-și continue și să-și păstreze așezămintele. Asta e o chestiune politică, asta e o strategie veche, asta e o strategie romană. Strategie, nestrategie, iată că urmașii romanilor nu au aplicat-o, dimpotrivă, au masacrat tot, în timp ce acești continuatori, poate spirituali, ai antichității, au făcut-o. Ei, ce se întâmplă practic? De unde apare schimbarea asta? A existat o toleranță față de religiile monoteiste, față de animism, nu față de... Nu, pentru că lupta profetului împotriva acestora a fost inițial, nu? Da, la, și a fost... La Mecca, cu asta, el cu asta s-a confruntat acolo, cu acele sute de credințe pe care le-a îndepărtat din... A adus credința care a civilizat o națiune. Da. A civilizat o națiune și a creat un imperiu într-o viață de om. Deci în timpul vieții lui Mohamed și în timpul vieții celor patru califi rașiduni care au primit nemijlocit învățătura de la profet, care au fost contemporani, deci s-a creat imperiu. Asta a fost imperiu. Astea au fost granițe. Atunci a ajuns până în Egipt și s-a spus aici este granița. Da. Al doilea calif rașidun, Omar al-Faruq, înseamnă despărțitor. Deci aici a creat granița imperiului. Mai mult, uite, tot apropo de această toleranță, dau exemplu Spaniei, unde cotropirea arabă, nu, din începută în secolul IX și terminată, mă rog, odată cu recucerirea, cu reconchista spaniolă, în secolul XV, nu a însemnat niște masacre, n-a însemnat, dimpotrivă, a fost o culturalizare colosală, zona arabă, o civilizare fabuloasă. Iarăși zona Africii Negre, arabii erau totuși cei care îi capturau pe negri de acolo pentru africani, pentru a-i vinde mai departe coloniilor creștine, ajungând până din America până în toate așa, cu toate acestea, arabii negri îmbrățișează civilizația, cultura, religia celor care îi capturau. Sunt, deci, sunt mulți musulmani cumva, în lumea neagră. Da, foarte mulți, foarte mulți. Și iată, în citadele ale creștinismului... Vorbim despre musulmani sau despre arabi? Arabii sunt minoritari totuși în... Corect, dar eu vorbesc de Orient. Și da. Islamul este, practic, o emanație a Orientului. Și la ora actuală vedem totuși acest... Mă rog, este definit de către civilizațiile, așa zise în timp, așa civilizațiile actuale, cum s-ar spune, drept terorism, drept focar de terorism, de instabilitate. Ba chiar se acreditează prin toate mijloacele. Asta e tot propagandă, pentru că... Dar care este, până la urmă, skepsisul? Care e skepsisul? Lumea arabă a fost interesantă. De ce? Deci a fost un leagăn al culturii și civilizației. A fost un spațiu în care s-au găsit foarte multe resurse la un moment dat. N-a existat unitatea arabă, pentru că n-a existat o predispoziție spre această unitate arabă. Arab înseamnă o sumă de popoare. Deci există, să zicem, mai multe familii mari. Există populația de care vorbeam din Orientul Apropiat, continuatorii vechilor civilizații. Există populația din Nordul Africii și există populația beduină din peninsulă. Diferență foarte mare. Diferență mare de limbă, diferență mare de percepție, de civilizație, de obiceiuri, de rasă. Mai puțin în privința credinței, unde credința e altceva. Credința a coagulat esența spiritului din mai multe are. Și acum o coagulează către o atitudine agresivă, către război, pentru că vedem peste tot acest atacul, iată și acum acest ISIL este stat islamic, iar steagurile acelea negre, hai să vedem și niște imagini, steagurile acelea negre poartă însemne religioase pe ele. Contravenind cumva vorbelor profetului. Niște aberații, ca așa și Hezbollahul, care e partid politic, aruncă Kalashnikov pe steag, ceea ce este absolut ridicol. Deci Partidul lui Dumnezeu are un Kalashnikov pe steag. Steagul Hezbollah este un steag galben cu verde și are un Kalashnikov. Da, ar trebui să plătească totuși Rusiei niște drepturi de autor. Da. Acum nu religia este asociată cu terorismul, pentru că uite, dușmanul... Vezi că asta este imaginea care se creează? Inamicul public al Statelor Unite, Saddam Hussein. Saddam Hussein a fost conducătorul unui stat laic. Irakul a fost un stat laic, un stat basist. Ai vizitat de câteva ori Irakul pe vremea lui Saddam. Am vizitat Irakul.
cunoscut Abdamânea cu Tarica, a zis cu Ramadan. Ai fost și invitat la ziua lui Saddam, nu? Adică alături de foarte multă lume, adică nu eram eu cu Saddam. La Tikrit, în Tikrit, de unde și Salaheddin. Saddam și Salaheddin se trag în aceeași localitate. Din Tikrit. Doi mari conducători, da. Dar era cu Siria niște state laice. Așa, cel mai religios stat este un aliat al Statelor Unite, este Arabia Saudită. Este un stat wahhabit. Este un stat în care guvernează legile islamice. Nu există legislație civilă. Da. Dușmanii americani au fost laici de foarte multe ori. Acum nu există terorism religios. Pentru că în islam nu prea există fanatism. Nu există fanatism în islam? Nu, nu există fanatism în islam. Islamul este o religie, o filozofie contemplativă. A, în islam, în carte, în teorie. Și în practică. În practică am văzut, din potrivă, exemple în lumea noastră absolut lipsită de fanatism, am văzut exemple care... E o chestiune de interpretare. Adică noi vorbim despre religia... Vorbim despre religia unor războinici și atunci când avem interesul. Dar conflictele n-au avut o bază interconfesională. Adică nici măcar, nu știu, nici în Iugoslavia, nici măcar în Irlanda Iată, de Nord. Uite, vedem acum, în timp ce vorbim și imagini, cu aceste trupe ISIL. Trupele ISIL care, mă rog, iată, versete, tot felul de... Au adoptat și această cagulă, balaclava, sau mă rog, cum vreți să o numiți. Și nord-irlandezii purtau cagule. Și aia care l-au omorât pe Aldo Moro, brigăzile roșii purtau cagule. Că e mai greu să mergi cu fața descoperită. O formă oribilă, mă rog, de manifestare, care eu, sincer, nu înțeleg. Dar, într-un spirit al războiului, normal e să-ți privești... Dar este interesant. Să-ți privești inamicul în ochi, nu să... Da, este interesant că... S-a vorbit foarte mult în afara spațiului musulman despre... terorismul islamic, s-a vorbit de jihad. Da. Jihadul este un precept musulman. Un așa zis al șaselea precept musulman. Un al șaselea pilon. Deci sunt cei cinci piloni ai islamului. Deci recunoașterea dictumului Allah este singurul Dumnezeu și nu există alt. Zeu în afară lui și Mohamed este profetul lui. Este salat, înseamnă rugăciunea zilnică reiterată de cinci ori. Există zakat, contribuția, darul de 2,5% către cei săraci. Există hagi, pelerinajul anual la Mecca, o dată pe viață. O dată în viață. Este o aspirație. Este o obligație în măsura în care te poți achita de ea. Și există postul în luna Ramadan, luna care se și apropie. Și al șaselea pilon, care în interpretarea unor teologi, jihadul ar putea fi un pilon al islamului. Jihadul este folosit cu sens de luptă. Dar e o luptă cu tine însuți. Deci de fapt, cuvântul folosit în Coran pentru luptă nu este islam, nu este jihad. Dar jihadul este, în fapt, este un proces. Este procesul pe care musulmanul este obligat să-l imprime lumii pentru a o face mai bună. Este procesul la care musulmanul practicant și bun musulman este obligat să-l aplice lumii înconjurătoare, să o transforme în spiritul lui Allah. Asta începând chiar cu el însuși. Și are și un sens de război, într-adevăr, de luptă. Cel puțin așa e interpretat, văd, există niște noțiuni. Jihad este, există jihadul de apărare, jihadul de urmărire. Există datoria musulmanului de a-și proteja viața, onoarea, familia, averea, dincolo de principiile teoretice. Și există și plata, jihadul de urmărire, care urmărește prinderea și pedepsirea celui care a atentat la aceste valori. Dar nu este un război general, nu este un standard de musulmanizare a lumii, nu este o luptă cu alte confesiuni. Deci dacă musulmanii ar fi vrut să se lupte cu lumea creștină, începeau de la ei din țară. Și n-ar mai fi rămas picior de creștini. E foarte interesant, uite, în Damasc.
În Damasc, moscheea Omeiadă, Umaui Jamia, este construită, este amenajată într-o biserică creștină. Într-o biserică creștină. Acolo se spune că este mormântat capul lui Ioan Botezător, care este profet în Islam. Este interesant că omeiazii n-au luat, n-au rechiziționat acel spațiu, l-au cumpărat. Au plătit creștinilor niște bani și au alocat un alt spațiu pentru construirea unei, unei biserici creștine, care este Maria Mie, este a Maicii Domnului. În Damasc există două cartiere creștine, Bab Sharki, Bab Tuma. Există multe locuri sfinte, deci acolo e casa lui Anania. Pe drumul Damascului, evreul Saul are revelația și devine apostolul Pavel. Și merge în casa lui Anania, care se vizitează. Există în area damaschină, există locurile creștine. Sednaia, Malula, protocreștinismul, vechile... Să avem așezări în Iordania, din apropiere și tot așa. Sfânta Tecla. Da. Sunt da. O sumă de lucruri care s-au întâmplat acolo și au fost tolerate. Deci n-a existat un război. Există multe confesiuni acolo și ele au trăit într-o oarecare armonie. Noi, în România, noi am fost ocupați din când în când de turci, de Imperiul Otoman. Mă rog, turcii fiind, în opinia mea, cei care au pervertit islamul și care au dat o imagine proastă asupra islamului în Europa Occidentală. Nu numai în opinia ta, da. Pentru că interfața, ei au fost interfața între aceste două lumi. Noi pe ei am perceput ca musulmani. Dar turcii care au fost excesivi, pentru că turcii au admis haremul, au admis alcoolul, au admis eunucii, au admis foarte multe lucruri care nu sunt permise în islam. Tortura. Turcia, așa cum e un stat care are legiferat tortura și este un stat membru NATO. Da. Un aliat al Statelor Unite. Este principala forță terestră din NATO după Statele Unite. Și este singurul stat islam musulman majoritar din structura euroatlantică. Dar până și turcii, care au fost foarte excesivi, n-au dărâmat biserici și n-au venit cu misionarism de stat agresiv. Bun, au mai dărâmat, dar nu a fost o chestie programatică. Deci nu există nu există acest jihad de care se vorbește propagandistic. Totuși, întotdeauna a existat religia ca suport pentru războinic, pentru că și războinicii creștini, cruciații, purtau crucea pe ei. Corect. Existau ordinele monahale cavalerești, își luau niște angajamente, templierii, ospitalierii, teutonii. Ei făceau niște angajamente și erau în slujba lui Dumnezeu, dar cu sabia în mână. Exact. Întotdeauna când se pleca la război... Replica, este cea pe care o menționam la început în prezentarea mea, și anume că aceste fapte aparțin unui trecut. Pe când terorismul ăsta se pare că se datorează unei interpretări anacronice terorismul a relației războinic-religie. Cuvântul terorism este ciudat. Absolut. Pentru că terorismul este, în esență, la origine, este o manifestare anarhistă. Terorismul în istorie desprinde de anarhism. Unii care vreau să răspândească teroare ca să... semene confuzie. Dacă mai din punct de vedere lingvistic, terorismul este un nonsens. Da, pentru că nu poți adăuga un ism la ceva care oricum este abominabil. Teroare, da? Terorism. Da. Deci la islamism este un exces al islamului. De acolo, că Voltaire inventează termenul ismul. Ideea este că luptele date de așa zis și teroriști, care unii au fost, unii n-au fost, surprinzător, dacă ne uităm așa, vedem că foarte mulți din marii teroriști al lumii au fost aliați ai Statelor Unite la un moment dat. Mă rog, nu numai Statelor Unite, multor nații. Și Osama Bin Laden, și Saddam Hussein, și lista poate continua. Dar a existat un sprijin pe un factor religios, care s-a și văzut. Uite, Saddam, care a condus un stat laic, statul basist irachian, după primul război din Golf, a scris Allah Akbar pe steag, cu mâna lui. De ce? Pentru că a avut nevoie de susținerea populației rurale, care era mai practicantă, era religioasă. Ca peste tot. Ca peste tot. Și noi suntem o nație religioasă. Mai ales în zona rurală. Mai ales în zona rurală. Și la noi femeile se acoperă în biserică și noi ne ducem să ne sfințească popa. Deci, să zicem, oricum, putem vorbi de un anacronism chiar și la noi, dacă e să ne raportăm
la ce înseamnă, la așa cum este concepută civilizația actuală. Religiile sunt oarecum anacronice, săracile toate, pentru că lumea în momentul de față nu mai funcționează. Și niște precepte străvechi, nemai fiind funcționale, devin desuete, devin anacronice. Eu n-aș spune asta. Cumva, Islamul, dacă este privit super... Cumva civilizația sau morala actuală, neavând de unde morala, să se revendice, familia, crede că ea a inventat roata și așa mai departe. Nu neapărat, nu știu. Islamul, poate că, din potrivă, civilizația actuală greșește. Islamul privit superficial, privit din afară, de la oarecare distanță, pare mai anacronic. De ce? Pentru că e o filozofie, o religie care lucrează și cu modul de viață zilnic. Creștinismul lucrează cu niște precepte, cu credință, dragoste, speranță, care sunt abstracte. Un precept abstract se uzează în timp mai greu decât un principiu concret, decât un lucru care, decât o direcție care spune exact ce trebuie să faci în viața de zi cu zi. 5 spălături rituale, îmbrăcămintea, da, mersul... Da, ele au avut un rost și dincolo de partea religioasă, au avut un rost în civilizarea unui popor. Pentru că dintr-o nație murdară, spălându-se oamenii de 5 ori pe zi înainte de fiecare rugăciune, spălându-se ritual... Și este descris cum trebuie să te speli. Dacă ai dormit, clar, dacă ai avut o rană deschisă, dacă ai avut scurgeri, dacă ai avut cutare. Există o bază medicală în treaba asta. Și atunci nația asta a devenit curată. Interzicerea alcoolului dintr-o nație de bețivi și de păcătoși au devenit niște oameni civilizați, sociali, pașnici. Multe precepte au fost legate de un timp. Poligamia musulmană. Islamul nu propovăduiește poligamia. Propovăduiește monogamia. Dar permite un număr mai mare de soții, niște condiții. Deci poți a doua soție cu acceptul primeia sau niște condiții concrete, certificate care dovedesc responsabilitatea ta, capacitatea trebuie ta de a întreține familia. Întreține. Lucrul ăsta în vechime, în timpul războaielor și expansiunii Imperiului, aveau un rost, pentru că rămâneau familii fără susținere materială. Nu au copii pe drumuri. Exista o... Nu știu, o chestie de origine tribală, până la urmă, nu? Masculul alfa... Foarte multe lucruri au avut o importanță istorică. Și, într-adevăr, în secolul 21 pot părea anacronice. Dar dacă trecem de suprafață, esența rămâne. Vorbeam de război și de terorism. Nu știu dacă există terorism islamic. Deci există niște organizații. Bineînțeles că și în Fein sunt protestanți sau sunt catolici sau sunt... Și da, există o formă de a te sprijini pe o idee înaltă. Dar de aici până la porni la concluziona că există un război religios e cale foarte lungă, e fals lucrul ăsta. Nu există un terorism. Bun, și atunci ce există? Atunci există un conflict. Există o sumă de conflicte. Noi suntem o specie agresivă. Noi suntem carnivori, noi oameni. Avem metabolism de carnivori, avem dentiție de carnasiere, avem gena uciderii în noi. Avem chiar o genă extrem de particulară pentru aceea de a ucide din plăcere. Noi omorâm. Din cauza faptului că am fost civilizați de lege, de religie, de o sumă de alți factori, de politică, că politica e arta trăitului în polis, în oraș, de modul nostru social gregar de viață. Da. Noi refulăm din când în când. Există o teorie a războiului, că războiul este singurul factor de progres rapid cunoscut în istorie. Un consumator de resurse. Este un aducător de progres tehnologic. Războiul face parte din viață. E o concurență dusă la extrem, dar... Noi avem nevoie de agresivitate și dacă nu o canalizăm just... Uite ce se întâmplă în România zilelor noastre. Noi ne omorâm în trafic. Uiți la televizor și vezi... Se omoară prieteni între ei. Da. Să duc doi oameni într-o comună din Moldova... Asta e specific României, da, mă rog. Să-l bată și unul omoară pe ălalt. Și, în general, știrile încep așa. Da, a fost omorât de prietenul său cu care tocmai băuse nu știu cât. Vedem oameni care s-au omorât pentru un loc de parcare sau pentru că unul i-a tăiat fața altuia sau s-au împușcat în trafic. Doamne, păzește, da. Asta se întâmplă pentru că există o refulare a... Noi avem niște porniri agresive, le inhibăm. Și la un moment dat asta explodează.
huliganii britanici, oamenii care se duc și să măcelăresc pe la meciuri de fotbal. Aia, în viața lor de zi cu zi, sunt profesori, sunt doctori, sunt avocați. Acum există și această energie care trebuie descătușată. Cumva trăim exact într-o epocă a comodităților, pe vremuri cel puțin, când te deplasai dintr-un loc în altul, o făceai pe jos, o făceai călare, sau mă rog, cumva te osteneați, îți consuma energie, exista foarte multă muncă manuală, fizică. În momentul de față, în acest hedonism al secolului 21, de multe ori nu ne mai deplasăm deloc, pentru că sunt atâtea joburi, lucrezi de acasă, la calculator, nu te miști. Atunci toată energia asta se dezlănțuie, se poate dezlănțui în mod necontrolat. Interesant că foarte mulți din asasinii din Europa Occidentală și din Statele Unite sunt vegani, sunt vegetariani. Poftim, da. Ei n-ar putea să omoară o găină, dar poate să omoară unul. Da, aici sunt alte probleme. Dar revenind la acest skepsis pe care nu îl înțelegem, eu personal nu îl înțeleg. Dom'le, ce se întâmplă acolo? Deci, oamenii aceia, bun, să zicem, sunt nemulțumiți de faptul că au bogății ale subsolului, care nu le aparțin. Țările lor sunt bogate, dar sunt îndatorate până la refuz. Poate să fie și supărați pentru faptul că, domne, vor să trăiască în felul lor, iar lumea spune că sunt anacronici și că n-au ce căuta, practic, pe pământ în acest felul fel. Lor. În Irak s-a întâmplat un lucru. Deci vorbeam despre Uniunea Siriei Istorice. Siria istorică ar fi fost un pericol foarte mare pentru multă lume, pentru Israel, aliatul de bază tradițional al Statelor Unite. Da. Siria istorică înseamnă un teritoriu vast, înseamnă tehnologia, priceperea și militarismul sirian și resursele irachiene împreună. Și atunci, în două țări care reprezintă același popor, vorbesc aceeași limbă, aveau aceeași orânduire, amândouă au devenit state laice, basiste, da, socialiste. Da, da. A trebuit creat un conflict. Și atunci a fost susținut aripa asta lui Saddam Hussein de către americani. Ok. Totuși nu a izbucnit un conflict între... A fost un conflict. A fost un război rece între Siria și... Da, între Siria și mai mult pe cursa înarmării, în sensul care era puterea militară cea mai mare din zonă. Da, da, păi, sirienii aveau efective mai mari, aveau... Da, iar ăștia erau experiența... O istorie militară mai bogată. Da, da. Aveau resurse. Da. Aveau și sprijinul american pe banii pe care deja aveau, că aveau petrol. Era cu o țară foarte bogată. Siria nu era așa bogată. La un moment dat, Irak a fost folosit împotriva altui mare dușman prosovietic, Iran. S-au creat niște probleme acolo. Irak a fost un stat emancipat și un stat bogat în care se trăia foarte bine. Un dinar irachian, înainte de primul război din Golf, a ajuns să coste $3.50. Oamenii câștigau $1.000. Trăia foarte bine, standardul era ridicat. Era o țară emancipată, o țară în care nu umblau nici femeile cu vălul pe cap, nici oamenii nu... Să cosmopolizase, occidentalizase Irakul. Nu știu dacă e bine sau e rău, dar asta e realitatea. La un moment dat, Saddam a trebuit să facă ceva. Pentru că riscul major pentru orice șef de stat arab e lovitura de stat. Da, și atunci există o teorie interesantă la care eu subscriu, cum că invazia Kuveitului a fost o acțiune gândită de Saddam pentru a-și autodecima armata și pentru a-și discredita generalii, ca să evite o lovitură de stat. Și a făcut-o sub un steag nobil. Kuveitul este un teritoriu irachian, istoric. Dacă ne uităm pe hartă, vedem că e decupat o bucățică acolo din monolitul statului irachian. Da. Invazia a fost foarte populară. Cum e în România populară uniunea cu Republica Moldova? Noi nu știm de ce. Dar în România, dacă ai face un război în momentul de față, hai să ocupăm Moldova, trece sprutul români, nu sunt, deci toată lumea ar jubila. S-a întâmplat în istorie. Nu știu dacă toată lumea, că mă rog, sunt mulți care nu agrează ideea asta, dar mă rog. Deci când Saddam a ocupat... E un deziderat al nostru să ne... Nu știu dacă... Nici nu știu dacă e interesant, nici nu știu dacă suntem același popor. Nu contează. Dar noi vrem să trecem prut. Mă rog, puteți să treceți câte râuri vrem. Saddam s-a dus, a ajuns în Kuveit și toată lumea a aplaudat. Represaliile americane erau previzibile. Armata irachiană s-a întors bombardată și cu coada între picioare din Kuveit. Da. De pentru care a eliminat pericolul iminent al unui lovitor de stat. Ulterior însă a venit embargo, pe care Saddam îl aștepta. Dar nu-și imagina că va dura atât de mult. Și embargo a durat mult, 10 ani, a slăbit statul, a slăbit, s-a ajuns de ăștia să moară de foame săracică, s-a depreciat moneda, s-a ajuns de la un dinar, $3.50, la $1
Mă rog, e o teorie. Da. A considerat să câștigi oamenii ăștia $5 pe lună. E o teorie și cel puțin este susținută, după părerea mea, și de ce s-a întâmplat în Libia ulterior. Și la un moment dat a venit un președinte american suficient de imbecil cât să facă un atac terestru. George W. Bush, Forrest Gump. Da. Care a intrat peste ei și a creat foarte mari probleme. Era inevitabil ca în Irak să urmeze un război civil. Mai curând o ocupare terestră, a fost un atac terestru. Atacul s-a făcut-o pe calea aeroportată, tot distrugerea. A fost un atac terestru și a fost ocupație terestră. Da, ocupație terestră, da. A fost înlăturat regimul și ceea ce urma să se întâmple, s-a întâmplat. Adică ce s-a întâmplat? Un război civil. Deci, ce doresc părțile în acest război civil? Unii sunt susținătorii... Părțile astea doresc să se bage în seamă și există o luptă pentru putere inerentă. Când într-o națiune a existat o putere centralizată. Bun. România a fost guvernată de Ceaușescu cu mână de fier. A existat o singură putere. O singură forță conducătoare, Partidul Comunist Român. Da. Imediat după ce l-am împușcat pe Ceaușescu Sfânta Zi de Crăciun, am început să ne urâm, să ne înjurăm între noi. Țărăniștii cu FSN-ul... Corect. S-au bătut oamenii în stradă la o lună de zile după... Suntem în iunie, 13-15 iunie. Da, să ne gândim la 28-29 ianuarie. Exact, IBGB face ordine. 29 ianuarie. Adică ne-am bătut cu ranga în stradă. Și abia trecuse o lună de zile de la eliberare. Oamenii nu s-au bătut cu ranga, s-au bătut cu Kalashnikov-ul, dar s-au bătut între ei. Da. Și s-au creat fel și fel de enclave. Și pe criterii religioase. Noi suntem șiiți, noi suntem suniți, noi suntem creștini, noi suntem curzi, noi suntem... Problema curdei chiar reală, pentru că curzii sunt foarte mulți oameni, un popor foarte mare, care nu are un teritoriu, nu are un stat. Și chiar acolo era teritoriul lor de și drept, după noi ne-am toate datele. Ne-am gândit în istorie să dăm un teritoriu, să facem Israel, să facem Palestina, să facem, dar curzii sunt foarte mulți, sunt zeci de milioane de oameni. Și sunt oprimați și sunt împărțiți în câteva state. Curzii sunt în o parte în Siria, o parte în Irak, o parte în Turcia. Exact. Sunt și în Iran. Și, zona irachiană, ce mai zona aia Kirkukului, deține 25% din resursele de petrol ale Irakului, curzii nu au fost oprimați numai în Irak. Nu. Au fost Turcia, foarte oprimați în Turcia, Turcia este un stat NATO. Da. Vedem mai puțin greșelile lor. Acum s-a creat un Kurdistan. Există un Kurdistan în nordul Irakului, care este un stat fantomă, nu foarte organizat, unde se aruncă foarte mulți bani, unde sunt resurse, unde s-au pompat și bani de către diverse organizații de astea transnaționale și există o bază de formare a unui stat curd. Turcia, pe de altă parte, încearcă să împiedice problema asta, pentru că e o minoritate curdă foarte importantă. Sigur. Există trupe turcești în nordul Irakului. E o chestiune foarte complicată. Drept pentru care sunt multe tabere și există un conflict perpetu acolo. Mișcarea asta cu Levantul și Irakul e foarte ciudată, pentru că poate... De unde vine acest nume Levant? De unde Levant au... înseamnă Orient. Dar de ce au introdus ei în denumire aceste trupe, ideea de Levant? Ca o idee de unificare a mai multor zone ale Orientului? De ce se numește mijlociu? Partidul România Mare, România Mare, că n-a cucerit Tiraspolul? De ce se numește Partidul Democrat-Liberal, că nu e nici democrat, nici liberal? Mă rog, nu știu. Trebuia să poartă un nume, vorba poetului. Da, am crezut că are o semnificație. Ideea este că e un stat răsăritean, un stat oriental. Discuția asta cu Orientul, spuneam că Orientul Mijlociu e denumire colonială. Deci trebuie găsit o denumire istorică acestui spațiu. Ei nu vor reuși să facă altceva în afară de confuzie. Deci deja recent. Te referi la aceste trupe ISIL? Ieri, astăzi, statul, puterea legitimă de la Bagdad a cerut sprijin american. De câteva zile încoace. S-ar putea ca această entitate revoluționară să fie chiar inovată de americani. S-ar putea să fie stipendiată de Iran. Pentru că iranienii au multe... Uite, de exemplu, acum lovituri aeriene date de regimul de la Bagdad împotriva acestor trupe, mișcare ISIS. Deci sunt niște imagini absolut extraordinare. Să vedeți cum un vehicul în care se află oameni, mai multe vehicule, sunt pur și simplu spulberate de niște rachete. Da, eu cu imaginea asta am o problemă, pentru că... Deci sunt niște... Văd foarte multe firme americane despre Bagdad și mă uit acolo și nu recunosc nicio clădire. Mă uit, de exemplu, și văd totuși, domnule, indiferent că sunt ISIL, uite, de exemplu, o mașină spulberată, pur și simplu, acolo sunt oameni, da, care au fost
striviți mai ceva decât, decât niște gândaci de talpa. Dar putea să fie la Buzău treaba asta. Nu știu. Noi am văzut la televizor că americanii au fost Mihai, pe lună. Pe mine mă oripilează pentru că se întâmplă în timpul în care trăiesc eu. E adevărat. Și speram ca, nu știu, atâta civilizație cât am citit, cât am parcurs, să ne ducă departe de asemenea secvențe. Îngrozitor, mi se pare. Dar tu din ce vezi, înțelegi ce se întâmplă? Nu. Nu știu, eu văd acolo, adică, mă rog, cam așa se transmite, că mor niște oameni striviți de niște proiectile, de niște alte invenții umane. Da. Se pare îngrozitor. Am văzut și secvențe, bineînțeles că nu o să le dăm noi, acele execuții a zeci de oameni, care iarăși poți să le contești sau nu știu. Repet, l-am văzut pe Neil Armstrong călcând pe lună. Eu nu cred că americanii au fost pe lună neam de neamul lor. Bine, nu ești tu numai cel care... Eu văd producție artistice care nu crede chestiunea cu acțiunea asta, la Bagdad și la sfârșit văd că filmul a fost urlat în Maroc. Da, mă rog. Și mă întrebam de ce nu recunosc nimic de acolo. Ai văzut și transmisii indirect ale unor mari televiziuni, inclusiv din România, din Bagdad, și erau făcute când a fost războiul, când a fost agresiunea americană în 2003, până să meargă amărâtul ăla de Adelin Petrișor, care... Da. Înfășat acolo cu veste și cu destea transmitea din curtea hotelului că n-avea bani să iasă afară și era și frică. Dar transmiteau ăștia, Mara Bănică de la Aman, Cătălin Radu Tănase de la Kuwait City, de la 1000 de kilometri. Da, în fine. Da, dar ideea este că ce se întâmplă acolo nu e bine. Dar nu știm ce se Chestiunea întâmplă. E o conspirație. Dacă ajung acești ISIL la putere, să spunem, atât în Irak, cât poate și în Siria. La putere în Irak, acum sunt americani. Nu cred că vor ceda putere. Bun, dar hai să facem această presupunere. Dacă ar ajunge să cuprindă această zonă Irak-Siria, cum apare în denumirea acestei grupări, ce se va întâmpla? Va ajunge un megastat șiit, un megastat islamic arab? Sau cum? Va fi împiedicat. Bun, asta ar fi tendința sau cum? Nu, ce s-ar întâmpla? Nu. Ce se întâmplă acum, în opinia mea, e răscoala lui Horea. Răscoala lui Horea a fost încurajată de împăratul austriac ca să folosească de moți, ca să-i belească pe unguri și după care să vină austriecii să-i belească pe moți. Deci, cu siguranță că va fi o represiune dură. Nu va ajunge ISIL-ul la putere, nu va exista un stat pan-arab. Da, și eu cred același lucru. În Siria, pe de altă parte, în Siria, puterea lui Bashar al-Assad începe să se întremeze. A fost votat din nou, la aceste alegeri, dar care nu prea sunt recunoscute, evident, de Occident. Nu știu dacă cifrele sunt reale, procentajul ăla real. Circa 90%. Dar în Siria, din câte știu eu, populația în mod majoritar e favorabilă lui Bashar în momentul ăsta. Da. De ce? Pentru că lovitura de stat e un blitzkrieg. Dacă durează prea mult, nu se mai întâmplă. Da, bine, plus că ei nu prea cunosc pe altul. Deci n-au reușit să-l dea jos, oamenii s-au cam săturat de război. Da. Acum se întâmplă un lucru, eu n-am fost un adept al lui Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, în opinia mea, a fost un conducător slab. Dar acum s-ar putea să fie un conducător tare, după experiența asta. S-ar putea chiar să fie un conducător mai bun decât înainte. Pe principiu că ce nu te omoară te face mai puternic. Fiind la avocatul diavolului, să-mi pun problema, domnule, și dacă se întâmplă, să se creeze acest stat, megastat islamic arab. Ne uităm la vecini, la Iran. Dom'le, până la urmă, Iranul nu a agresat pe nimeni. Iranul adoptă în limitele sale, între granițele sale, o politică ce, mă rog, e proprie populației respective. Dar Statele Unite de câte ori au agresat țări care nu au agresat pe nimeni? Corect. În istorie. E adevărat, e bună întrebarea. Dar, repet, nu înțeleg până la urmă care e pericolul realizat de Iran. Înțeleg că Iranul de mult timp este supus unor sancțiuni. Iranul nu are voie să-și dezvolte nici măcar bază nucleară pentru energie și așa mai departe. Dar până la urmă... Nu, pericol. E boborița asta ca o armă atomică. Da. Iranul este important că e un producător de petrol și poate manipula prețul petrolului. Așa cum face Rusia cu prețul gazului. Dar nimeni nu se gândește să o ocupe Rusia, că e o țară prea mare și prea puternică. Exact, din cauza asta nu se gândește nimeni. Și americanii nu au câștigat niciodată un război. Păi au bătut coreenii, au bătut vietnamezii, au bătut amărăștenii ăștia. Nu ne mai batem cu rușii, că nu are niciun sens. La ora actuală însă vedem petrol extras ilegal, se pare, din zona curdă, din zona Irakului ocupat de curzi, și care a început să fie transportat pe mare. Nimeni la ora actuală nu știe ce să facă. Deci prețul oferit este undeva la jumătate
față de prețul oferit de aceste tancuri petroliere. Dar trece prin Turcia. Și, cu știrea Turciei și armatei turce. Ceva se întâmplă totuși. Vezi, se întâmplă niște chestiuni... Contrabanda cu petrol se face la Marea Caspică de zeci de ani. Să fim serioși. Acolo se schimbă... Cu tot KGB-ul din zonă. Păi, asta sunt acolo, sunt armate care păzesc marfa. Da. Acolo sunt petroliere care cară petrol, sunt cargoboturi care droguri, arme, bani. Era clar că suntem la finalul emisiunii, era clar că nu vom ajunge practic la, nu putem ajunge la o concluzie pentru că datele lipsesc. De asemenea, datele care parvin pe agenții arată niște fapte îngrozitoare, dar dacă este să le supui unui fir logic, vei vedea că nu se așează aceste mărgele pe ață. Acum e o poveste. Deci ceva rămâne neclar. Adică gândește-te ce a însemnat 11 septembrie. Am văzut două avioane care au intrat în două blocuri și la sfârșitul confuziei, Statele Unite au invadat Afganistanul, o țară anacronică cu speranță de viață 30 de ani și ruptă în fund la propriu. După care au invadat Irakul și în momentul de față ni se arată un nou pericol. Pericolul frontului islamic al salvării. Plus necesitatea relocării de trupe și de strategie pe zona Mării Negre, mult mai apropiată de zona asta de conflict. Plus de că războiul în criza asta acerbă este necesar că un consumator de resurse relansează economia, mișcă niște poate bani. Și s-ar putea să relanseze o monedă care nu prea are acoperire. În fine. Bine, Mihai, îți mulțumesc, rămâne deschisă problema. Și în orice caz, cred că un avocat al diavolului trebuie să se ocupe și de aceste figuri, de aceste personaje care apar, nu se știe de unde și care iarăși nu se știe ce doresc. Asta poate și pentru că nu li se dă dreptul la cuvânt. Ori eu cred că ar trebui ascultate toate părțile înainte de a pune o ștampilă peste el. Dar în orice caz, să credem că civilizația, că spiritul uman până la urmă va învinge. De partea acestuia vom fi întotdeauna. O seară bună!